Așa, așa că totul va fi bine, domnule Mihai. Rețeta v-am dat-o, da? Bine, atunci ne vedem peste 2 săptămâni. Da, o zi frumoasă și dumneavoastră. Da. Mulțumesc frumos și dumneavoastră un Sfânt Vasile fericit. Doamne. Da, vă rog, următorul. Da, liber, hai, vă rog frumos, așezați-vă. Da. Așezați-vă aici, da, vă ascult. Liniște, mai încet, că nu fug nicăiuri și speră aer, vă rog frumos. Eu aud, da, tu aud destul de bine, da. Eu vă ascult, da, hai, povestiți. Spate, da, mulțumesc. Bună ziua, domn, doctor Vladislav Anatolici, cum vă chem? Nu trece și gata! A, da. Vladislav Anatolici, nu trece la cui boala și gata! Da, când mă spăl încă mai este cum mai este. Dar dacă nu mai stă, fi gata. M-am ca când de bruma acolo. Și am niște mâncărimi insuportabile. Dar când m-ar gândi la tavă, mă gândi nu într-un și de tot. Și nu-ți poți cărchena. Și nu știu. Am fost la dumneavoastră 3 săptămâni în urmă, parcă și chiar nu mai țineți minte. E? Și mi-ați dat un fel de piluli de astea, niște tablete. Și nu am băut o săptămână. Și vă spun ce le-am sub, cum mi-a spus, le-am pus în gură și am lăsat stochească. Și am văzut că n-ajută. Am și pus de rogul și l-am înghit. Dacă am văzut nici așa n-ajută, dar le-am înghițit cu gântriești. Dar nici așa, domnule doctor, nu ajută deloc. Nu știu. Doamne, dar cum vă numiți dumneavoastră? Doamna Mirabela. Doamna Mirabela, dați-vă rog cărticica să văd și vă lecuiesc. Eu am 100 de pacienți pe zi. Tax. Da. Da, straniu. Ia haideți, vă rog frumos, la antilopă, să vedem noi trecem la control. Tax. Da, așa, da, chiar ei, da, și ai zapus și n-a de tot, cum zic rușii. Da, dar ce mai așa, ia, n-ai, vă rog, apă la scaun. Da, asta e ceva straniu, dacă cinstit. Eu, ca tare, trebuie să treacă de mult, dar mă, cât aveți, o săptămână, două, dam de când v-am scris eu lumânările. Și ca tare, lumânările trebuie să vă ajute. Că lumânările pentru asta și făcute. Ia stați o leacă. Dar voi și piluli spuneți că ați băut pastile dacă eu v-am scris lumânări vaginale. Nu, domnule doctor, Vladislav Anatolici. Nu știu, eu nu sunt farmaceut de asta. E de asta care lucrează în farmacie. Eu nu știu, sunt lumânări, ori feclii, ori piluli. Dar sunt niște piluli așa de așa lungi. Da. Eu m-am spus că când le ții în gură așa, tine-tinește, știi, stochesc el o leacă. Da, de rugumat, când le rugum e altceva. Da, m-a slinghit așa, mi-a stuchit sufletul o săptămână, că mai ne-am vorbit și mață înghițându-le. Of, fost dista credincios să vă șem și cruce. Vă spun ce este doamnă Mirabela. Dumneavoastră sunteți copil mitel sau și? Lumânările nu suc, nu se rugă, nu se înghit te îmbole. Lumânările vaginale se introduc în vagin. Ei, dar cine vorbesc eu vagin? Lumânările și ele care vi le-am dat eu vouă, îți dizvelesc ca bomboana. Eu știu că voi le dizvelesc ca bomboana și nu le pui în gură, dar le pui în cuib. Da, în cuib, nu vă răstoafați când în cuib. Le pui și le leși acolo stochească. Ia camufă, știi? Uf, Doamne, și rușine! Doamne, și rușine, vă rog! Doamne, te rog, domn doctor! Am Anatolie Vladislavovici! Uf, Vladislav Anatolievici!
Vă rog frumos, nu spuneți nimeni, la nimeni. Parcă aveți jurat pe Hipocrat așa, la ori Pitagora. Parcă ați jurat pe Pitagora că n-a spuneți la nimeni și avem noi. Doamne, Doamne, dar eu cred pe turca nebună ca, ca Snickers. Domn doctor, dar nu-i nici la asta. Știu dacă și țin pe secretul. Eu am făcut un fel de mașină și spre asta. Eu am mai schimbat de 2 ore asta data și am fost neîncumpărat. Dar pe părere trebuie doze mai mari. Dar dacă cinstit, în timpul epirii m-am îngreșat cu 6 kg. Deci calorii nu înseamnă că Snickers-urile astea. Dar și la așa gustiți bunișoare. Uf, 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 uf. E cum să citesc, că am citit eu voițele și ele. Eu că m-am inat, Doamne, și interesant, se cheamă gura noastră pe medicinsc, vaginală, asta, în vagină. Zic, auzi, măi, gura, gură, da, pe medicinsc, nici gura nu se cheamă gură, nici vagină se cheamă gura noastră. Doamne, mă vă rog frumos, nu spuneți la nimeni. Vă spun că ați jurat pe teorema la Pitagora că ați neajutat și la nimeni n-ați povestit. Op, sunteți un doctor de aur. Vladislav Anatolis, data viitoare, vin numai decât. Da, vinim. Vinim și am să vă aduc și alt demaj. Vă spun cinstit. Vă aduc și ouă de toate și reștură și scriptură. Vă da prosti încă o dată, dă-i să vă pup de... Nu trebuie... Vă da prosti. Sunteți... Să vă dă-i Dumnezeu sănătate. Bine, bine, doamna Mirabela. Ia că vă mai prescriu niște lumineri. Lumineri, nu pastile, piliule sau tablete, lumineri. Ați înțeles, dar unii se bagă lumineri. Da? Un încuib, îi pune, da? Frumos și în cuib. Și peste o săptămână veniți cu tot cuib la mine să le examinăm. Să vedeți tot așa, ghine, nu retrăiți. Da, mă, și cuibul ca cuibul, fără brumă și fără de toate. Nu-i pentru și deșeții, vă rog, următorul să... Între la revedere, la revedere, peste o săptămână vă aștept. Da, 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 la revedere. Uf, Doamne, o să-mi fac palebomul cruce. Moldova, țară de minunie.